un anunț, un afișat, un anunț. A fost gândită să ofere cât mai multe informații, de gen e-mailul dezvoltatorului, site-ul, adresă, ce și mai departe. O temă standard nu oferă posibilitatea asta, așa că custom fields-urile au fost cele mai la îndemână, mai ales că aceste informații le pot refolosi apoi oriunde. De exemplu, pagina de într-o categorie. Am din nou un listing special. Dacă aveam în cadrul conținutului acele informații ca nume developer, adresă developer și așa mai departe, nu eram în stare să fac un listing simplu cu mai puține informații decât pe pagina de produs. Again, custom field-urile au fost cele care au ajutat. Nu știu, ar fi multă de spus despre ce s-a făcut cu site-ul ăsta în spate. Nu pot să vă arăt, din păcate, adminul din cauza unui contract de confidențialitate, dar dashboard-ul acestui site arată total altfel decât dashboard-ul de WordPress care știe toată lumea. Am creat, practic, o temă pentru dashboard care oferă toate aceste custom field-uri în care sunt completate informații cu căsuțe speciale, să fie cât mai ușor pentru utilizatorul final să-l înălteze. Pentru că spuneam ceva de dimineață când vorbeam din nou despre custom field-uri, că sunt greu de folosit, că ai de completat într-o parte, în alta, că mie nu mi se pare, dar totuși pentru un om care nu este obișnuit cu WordPress-ul, poate fi. Ok, să trecem peste proiectul ăsta, că am mai vorbit și despre custom field-uri. Un plugin care l-am făcut și de care sunt destul de mândru, practic, setup2.ro este un serviciu oferit de hosting al lui refresh.ro și am venit cu ideea, băi, hai să facem ceva, să oferim posibilitatea utilizatorilor de WordPress, bloggerilor, whatever, să dea pe Twitter direct prin serviciu românesc, să nu folosească altceva. El a pus un API la dispoziție, eu am făcut plugin-ul. Practic există o serie de astfel de plugin-uri care retransmit pe Twitter informația postată. Exista înainte să lua feed-ul, exista Twitter feed-ul. Nu știu câtă lume l-a folosit, dar se mișca greu. Informațiile erau publicate după o oră jumătate. Poate un subiect foarte hot nu mai era chiar de actualitate, știu. Între timp apărea și la Zozo. Nu mai era în exclusivitate postat de voi. Și nu știu ce să mai zic despre el. Tehnic, mi-a mai dat scribul niște idei într-o discuție după multe vericuri, acum vreo două set. Cum s-ar putea face acel unele lucruri la fel, chiar mai ușor decât le-am făcut eu. Eu sunt adeptul chestiilor simple. Pluginul ăsta știe o singură chestie să facă, să trimită pe Twitter. Am tot vrut să adăugăm facilități, dar am zis să menținem minim. Cod simplu scris, frumos, comentat, funcționalitate simplă, frumoasă, curată, spuneam.